Noi bucăți de dronă descoperite la doar 8 km de orașul Tulcea. Zona se află la o distanță considerabilă de granița cu Ucraina, așa că autoritățile trebuie să afle cum a fost posibil ca aparatul de zbor să fi căzut acolo. Mai mult decât atât, locul în care au fost găsite fragmentele este la doar 2 km de localitatea Nufărul și la doar câteva sute de metri de o unitate militară în care se depozitează combustibil pentru armata română. Fragmentele care ar putea proveni de la o dronă militară au fost identificate de un echipaj al unui elicopter IR-330 Puma, aparținând forțelor aeriene din România, care survola zona. A fost momentul în care au fost solicitate echipe suplimentare. Două elicoptere au fost chemate în sprijin, unul de la Ministerul Apărării Naționale, altul din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru a survola întreaga zonă. În jurul orei 11:00 au fost identificate obiecte aparținând unui corp zburător, mai probabil o dronă. Bucățile metalice au fost găsite la o distanță destul de mare de granița României cu Ucraina, mai precis la aproximativ 15 km de frontieră. Grav este că locul în care au fost descoperite rămășițele aparatului de zbor se află la 8 km de orașul Tulcea și foarte aproape de localitățile Nufărul și Victoria. Aceste bucăți sunt localizate aproximativ la 2 km sud de localitatea Nufăru, pe un deal. În această zonă este greu vizibil de pe zona terestră, se vede mai bine din aer. Din acest motiv ele au fost văzute prima dată de către elicopter, după care s-au deplasat echipele terestre la locul în care aparatul a lovit pământul. Fragmentele au fost duse în laborator pentru investigații amănunțite, iar în timp ce la granița română-ucraineană se tot găsesc astfel de elemente care cel mai probabil provin de la drone kamikaze, la București chiar premierul îndeamnă la calm. A fost totul o întâmplare și, repet, au fost niște resturi de drone care au trecut Dunărea. Oamenii nu vorbim de un atac asupra României și s-a făcut raw alert în toată zona, funcționează telefoanele și au o acoperire mai mare. Pentru ce să fie timp necesar? Că nu ne atacă nimeni, oameni buni. Haideți să liniștim populația, că o luăm razna cu toții. Și mergem acum la colegul nostru, Laurențiu Rădulescu, corespondent special Antena 3 CNN, cu mai multe informații. Bună seara, Laurențiu! Bună ziua, aproximativ 8-9 ore au stat anchetatorii în această zonă pentru a culege resturi din dronă, ceea ce am mai reușit noi să găsim după ce au plecat cei din Ministerul Apărării Naționale, jandarmi, criminaliști, au fost aceste resturi foarte, foarte puține găsite și un crater destul de mic care se întinde pe o lungime de aproximativ 2 metri și jumătate, o lățime de 1 metru. Totul a pornit undeva în jurul orei 4:30. Cam atunci a venit primul apel pe 112, atunci când oamenii care se află în imediată apropiere au auzit o bubuitură foarte puternică, atunci au sunat autoritățile, atunci au venit și cei de la Ministerul Apărării Naționale. Este o zonă destul de greu accesibilă, pentru că inițial locul în care ne aflăm a fost speriat de către jandarmi și de către soldați. Undeva în spatele meu, la aproximativ 800-900 de metri, este și o unitate militară. Atenție, o unitate militară care în mod normal este prevăzută, din câte am văzut, inclusiv cu un depozit de armament. Nu știm dacă există armament acolo sau nu. Cert este că drona a căzut în imediată apropiere. Nefiind văzute aceste resturi ale dronei, bineînțeles, a apelat la forțele aeriene, care au venit și au survolat toată această zonă preț de o oră și jumătate, până în momentul în care au văzut resturile dronei prăbușite aici. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în perioada următoare, pentru că toate aceste resturi, evident, au fost duse într-un depozit al forțelor aeriene române. Acolo vor fi examinate pentru a ni se da un răspuns clar. Ce este nou față de cazurile precedente este că undeva la 15-20 de kilometri distanță în spatele meu este granița cu Ucraina. Așadar, acea dronă a reușit să parcurgă toată această distanță fără a fi doborâtă și a explodat în această zonă, spun localnicii. Rămâne de văzut așadar care vor fi explicațiile autorităților, cum a reușit acea dronă să treacă granița Ucrainei cu România și să parcurgă o distanță destul de importantă.